O victorie importantă, legat de un succes pe acest final de an și un pic finalul mai liniștit. Da, este o victorie foarte importantă, una care era obligatorie acasă, atât pentru echipă cât și pentru suporterii noștri care au venit să ne susțină și le mulțumim cu ocazia aceasta și le dorim gânduri bune și un an nou fericit. Mă bucur mult pentru echipă, mă bucur mult că ne-am găsit oarecum drumul și asta doar prin unitate și jocul colectiv și Doamne ajută să rămânem, trebuie să rămânem pe aceeași linie. Câte zile de vacanță le dați fetelor? Pentru că începutul lui ianuarie aveți meci de cupă după meciurile din campionat. Nu sunt foarte multe zile de vacanță. Acum au 3-4 zile în care trebuie să se bucure de munca care au depus-o.